seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Aurelia Culic din Crișcăuți, Dondușeni, se plânge că într-o dimineață de la începutul verii a trăit coșmarul vieții. Femeia a mers să-și viziteze fratele, dar ce a descoperit acolo a lăsat-o fără grai. După am văzut că fereastra era stricată și ușa tot faramată. Femeia povestește că a găsit locuința fratelui său Mihai ca după război. Bărbatul nu era acasă, așa că Aurelia a mers la fostul ei soț, care locuiește în vecinătate. Acolo ea l-a găsit pe Mihai. Eu am pus mâna pe dânsul și zic, Mișa. Și când am văzut că e mort, m-a luat o groază, am căzut acolo în genunchi lângă dânsul. Am șas ca vreo 5 minute. Aurelia povestește cu groază că a fugit în casă după ajutor, dar acolo, ca în filme de groază, a mai dat peste un cadavru. Fostul ei soț zăcea cu gâtul tăiat. Și când am intrat aici în casă, l-am găsit pe soțul, lângă masă. Stătie. Și când am văzut, am dat așa cu mâna, n-am luat seama de-a dat, că sunt și chiar dimineața era întuneric. Și am apucat așa cu mâna și când am dat și am văzut că el îi țapă. În scurt timp s-a aflat că poliția îi suspectează de omor pe doi tineri, de 17 și 18 ani. Ce motiv ar fi avut aceștia să le ia viața celor doi bărbați? Ce versiuni au rudele? Mama unuia dintre acuzați va face dezvăluiri neașteptate și va recunoaște că a fost la locul crimei înainte de toți. Astăzi, la Vorbește Moldova. Aurelia Culic va intra în această seară în platoul nostru și ne va povesti cum a descoperit pe rând corpurile neînsuflețite a fratelui și a fostului ei soț. Până atunci, o vom auzi pe sora celeilalte victime, Eleonora. Să o susținem! Bună seara, doamna Eleonora! Vă rog să ne spuneți cum ați aflat vestea că fratele dumneavoastră a fost omorât. Noi în ziua și eram de dimineață, am plecat la prășit în grădină și de două ori nu m-am dat cu sapa și în timpul este a venit doamna Culic Aurelia și a început să striga, vine repede că îți doi morți, îți doi morți și în timpul este eu am lăsat și a ieșit. Deodată eu n-am putut ca să mă gândesc la așa ceva, că știm că el nu a avut conflict cu mine, cu nimeni, a fost un om bun, dar totuși a ieșit. Și el ne-a spus, Mișa, Mișa, și totuși nu înțelegem cauza care cine-i mort și cum. Și după aceea eu a spus, zice, aleargă răbdin deal, că deci fratele Mișa și fratele Mișa. Și eu totuși nu înțelegem. Și dar îndată am alergat, că noi eram fost o familie unită, la noi că totdeauna eram eu mama când a decedat tânăr, mi l-a lăsat mie. Era fratele dumneavoastră mai mic. Și da? La timpul de fapt când am alergat, am intrat în ogradă și nu m-am așteptat să... Că nu era căruța, că noi am avut, avem cai și eu m-am închipuit că el e dus, e plecat la mine totuși. Și pe urmă când am ridicat cap și m-am uitat că e deteriorat toată veranda și e scat tot acolo împrejur, atunci da, m-am intrat în cas și l-am văzut, zice, în băltoaga de sânge, el... Poliția era deja? Nu era nimeni, nu era. Dar cine a chemat afară, și când am ieșit afară, așa l-am fratele Culică, Aurelie, tot baciu Mihail, era... Mai era cineva în curte? În curte, din urmă, vinea Culică, asta, Culică Aurelie era. Vine din urmă. Altcineva nu era. Ea mai devreme i-a descoperit? Da, ea prima. Prima ea i-a descoperit. Cine a chemat poliția? Poliția a chemat Culică Aurelia. A chemat. Tot ea a chemat. Da, da, poliția, ea a sunat, da? Acolo. Spuneți-mi, vă rog, în ce relație era fratele dumneavoastră cu cealaltă victimă? Erau într-o relație foarte bună. Ei erau vecini, toată vremea erau uniți. Vecini sau chiar și prieteni? Să ajutau, erau... Toți am fost uniți, nu așa, într-un mod oricare am fost. Și lucrau împreună, da? Fratele lucra la un liter, a lucrat toată viața la Bilăuz Piotru, dar aici cu zău o lucra. Dar în orice caz au fost relații bune, ei nu au avut. Nu puteau să se certe între ei până să se omoare? Nu, niciodată. Nu se certau între ei. Niciodată nu au fost aici acasă. La mine frate de 8, el nu a avut niciun de aici, niciun conflict cu nimeni. Cu da? Nimeni. Era un om cu minte. El... Haideți să vedem un subiect pe care l-au pregătit colegii mei despre fratele dumneavoastră și celălalt Mihai. Atenție! Mihai Culic avea 53 de ani. Bărbatul trăia singur într-o casă de la marginea satului Crișcăuți. Sora lui povestește că Mihai era muncitor și că avea o gospodărie mare.
El a avut jite, el a fost gospodar. Din spusele Eleonorii, Mihai era un bărbat cumpătat și nu se implica în conflicte. El a fost tot vreme de ajutor, el nu a avut accidente penale, el nu a avut conflict cu lumea. Mihai a fost căsătorit cu Aurelia, dar s-a dispărțit după 2 ani de căsnicie. Noi odată nu ne-am sfădit, nu ne-am bătut cu dânsul. Nu am făcut cum mătrie am făcut. Cea de-a doua victimă, Mihai Baciu, avea 49 de ani. Bărbatul a fost căsătorit, dar cu mult timp în urmă soția lui a decedat, iar copiii l-au părăsit. A lui a avut o fată, dar fata lui era la Soroca trăie. Femeia lui a decedat, a fost în Moscova. Și a avut copii, numai o fată a avut. Apropiații lui Mihai Baciu spun că mai tot timpul bărbatul lucra cu ziua prin sat. Vine și vede și fac eu. Mai stăteam uneori la televizor la noi, că dacă e acolo în avionul Nienă. Era om bun? Era om bun. Eu n-am știut, zici că om rău nu s-a bătut cu nimeni. Surorile victimelor spun că în ziua nenorocirii, cei doi Mihai au fost văzuți muncind prin sat. Spre seară, bărbații au mers ca să îngrijească de animalele din gospodăria lor. Ce s-ar fi întâmplat cu ei după ce au revenit acasă? Cine este omul care a ajuns la locul tragediei înaintea Aureliei Culic? Aflați în curând! Doamna Eleonora, când ați aflat că poliția a reținut 2 suspecți în cazul acestui omor? Îndată ei undeva au aflat și de ei au spus că deși gata s-au găsit și nu te-a pișdu o jumătate de oră. Deja peste jumătate de oră, deci chiar și, da, au spus că calul la Horodișe, că i-au făcut și jaf, au luat din gospodărie cai amândoi, au furat. Dumneavoastră, îi cunoașteți pe acești tineri? Da, îi cunoaștem. El a mai fost amenințat cu moartea. Dar cine? Atunci, fratele meu, a mai fost casa deteriorată, tătui, a fost stricată veranda, a fost... Tot de acești băieți? Tot aici de băieți. Și eu m-am dus, el era mai... Păi, dar ziceți că nu era un om conflictuos. El nu a avut conflict cu dânsul, dar băieții ăștia au venit. Ei aveau un contor, care eu nu știu care au fost conturile lor, așa ea, ca ei. Că eu m-ai deteriorat, vă spun încă o dată, tăta este așa, și atunci m-am dus și m-am plâns. Deci au atacat locuința fratelui dumneavoastră anterior? Da, tot au stricat, numai cât sticlele și au rămas. Unde și unii câte oaia asta, dar restul tot a fost stricat. Și eu am plecat, am fost chiar și la procuratură în Dundușeni. Asta și... vreau să întreb, dacă v-ați plâns fost, sau am fost la Dundușeni, am chemat poliția la fața locului, am fost și la Dundușeni la procuratură și am întrebat cazul ăsta. Și când am fost la procuror, m-au odiat, mi-au luat tătea și ea și bucuvană undeva au trecut 2-3 zile și procurorul mă sună, mă, nu te-ai scălit undeva pe o hârtie. Veniți, vă rog, și vă semnați. Eu așa și-am făcut când era, cum și nu este, obidnul că... Când s-a întâmplat cazul acesta? A, este cazul undeva în toamnă și cumva s-a întâmplat. A, deci nu e proaspăt. Da, da, este o fost. Și când aia stia, el mă pune și mă semnează. Dar eu zic, deși nu se face o lege oricare, că eu când m-am dus la fața locului cu mine, tot doamna Aurelia m-a anunțat, aici este unul cel mai mare al lui Popa sta la și se uita păză într-un mod oricare ca să nu vinim noi de divale, să nu ne urcăm și să la casă. Dar cu nepotul mă urcam. Și așa l-am tot fugit pe fereastră. Eu singur i-am văzut. Și eu la procurator și am spus că deși nu se face ceva, atâtea cazuri... Dar s-a făcut sau nu până la urmă? Deci ziceți că în toamnă s-a întâmplat. Ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimic. M-a pus și m-a înscălit, adică fiorul lui i-au făcut, dar nu a făcut aiștia lui Popa. Eu am început, zic, cum nu aiștia lui Popa? Eu singur am văzut cu ochii mei de el nu faci, dar m-a tăpi și te-ai scălit. M-a tăpi, te-ai scălit pe hârtie că fiorul lui i-au făcut. Dar aș vrea o concretizare. În toamnă, când s-a mai repetat istoria, au fost furate lucruri din gospodăria fratelui? Așa lucruri, că el nu a avut lucruri bune și așa, numai au fost deteriorate și atunci s-a luat ulei, s-a luat un bac cu ulei de la dâns, s-a luat puțin și așa și s-a luat. El era la lucru, nu era acasă, el poate și-a fost acasă, poate atunci și s-a întâmplat ceva. Dar el era tămân atunci la lucru când s-a întâmplat cazul ăsta. Dar de ce l-au amenințat cu moarte? A zis că l-au amenințat cu moarte. Ei atunci pe ei stăcat și-au fost încolo. Ei când au furat ulei, când au stricat tătea, este că au stricat sticlopachetul ușa, i-au stricat tătea atunci, o distrus. Ei au gândit că tot el e în casă. Dar el era în timpul și la lucru. Asta s-a întâmplat. Păi și când l-au amenințat? Și de ce el totdeauna, el și atunci în mie în față și lui doamna Aurica, că noi i-am luat și i-am zis lui Popa Vasile, care-i cauza că tu ai și cont, tu ai cu fratele meu. Ce? Și el zis? O zis că eu până n-am zlitai gâturile, n-am să mă lăs. Dar de ce? Nu a spus nimic mai mult.
Și după aceea au fost și baciul Mihail bătut în luna martie, au fost cruzimii bătut strașnic. Tot de ei? Tot de ei au fost. Poliția și tot au fost, au știut polițiștii, noi l-am chemat să-l arăt, l-au ajuns la mine în casă. Și i-au pedepsit cumva? Nu au fost pedepsiți. Nu i-au tras la răspundere? Nimeni, doamna Natalia, nu au fost pedepsiți. Ei și între dânși au fost tăieți. Fratele cel mai mare l-a tăiat cuțit pe ei mai mic. Tot acolo. Și tot nu s-a luat în calcul nică. Păi de ce face poliția din satul vostru? Nu știm, nu putem noi spunem că asta e legea acolo în Dondoșeni, la noi asta e realitatea. După mine, pare cazul ăsta chiar plin de mister și plin de suspans. Cred că acești adolescenți ar fi fost trebuit să fie trași la răspundere ca să nu se ajungă din toamnă până în prezent la aceste omoruri. Și să știți că eu cunosc mai multe cazuri în mai multe localități, din păcate sunt prea multe cete de acești tineri care sunt lăsați fără de părinți, fără de un control asupra lor și cred că chiar ar trebui autoritățile să-și îndrepte privirile și toată atenția către acești adolescenți care, iată, duc la asemenea cazuri cu mare cruzime. În această seară vorbim despre dublul omor de la Crișcăuți, unde doi bărbați, Mihai Culic și Mihai Baciu, de 53 și respectiv 49 de ani, au fost găsiți fără suflare într-o gospodărie. În aceeași zi, oamenii legii au reținut doi tineri din aceeași localitate. Sora, uneia dintre victime, ne-a povestit că acești tineri deseori îl băteau pe fratele ei și chiar l-ar fi amenințat cu moartea. Mai târziu vom auzi cine sunt băieții acuzați de omor, ce motiv ar fi avut ei să comită crima odioasă, dar și ce dezvăluiri a făcut mama unuia dintre ei. Dar mai întâi o invit în platou pe Aurelia Culic, cea care a descoperit corpurile neînsuflețite ale victimelor. Aurelia, vă așteptăm! Vă rog să ne povestiți ce vă aduceți aminte din ziua aceea când v-ați descoperit fratele și fostul soț. În primul rând, cu ce ocazie v-ați pornit la fratele dumneavoastră? Pe mine m-a sunat vecina. Te l-aștepta la lucru să ducă. Și m-a sunat și mi-a spus că nu a venit. Era dimineață, da? Da, dimineață. Și la dânsul a venit băiatul, omul și ala care trebuie să ducă la lucru. Și i-a spus lui Chemilia că a zis că el nu este. Și că am fost la dâns și am văzut iar mușchile stricate, firestrele. Și m-a sunat pe mine și ne-a spus. Și eu în vreme și ea, cu telefonul la urechi, așa alergam și mă dușeam în deal. Și m-am dus în deal. Și întâi m-am zis la dânsul, unde stătea el. Și am văzut că acolo e stricat, i-a dat drumul de vale la soțul. Dar stricat tot ce anume era stricat? Cum era? La ușa era fără mată și fereastră. Deci ușa în locuință chiar era fermată. Oho. Și la ce v-ați gândit când ați văzut asta tot? Primul gând. Eu m-am gândit că poate zic că e la soțul, poate a dormit la soțul. Dar de ce ar fi stricat, la ce v-ați gândit? De ce să-i fie stricat? Dar eu am știut că Vasile pe dânsul de două ori l-a bătut și a fermat și celistul la gură. Oho. Și zic numai cât Vasile l-a făcut aia asta. Așa, zic că nu l-a găsit să-l bată, zic că e la mii și adormi. Și am trecut de la... De unde stătie fratele, am trecut mai peste drum. Și când am intrat în o gradă, am întors capul unde stătie căruța cu caii. Și am văzut că nu-i căruța cu caii, zic, cred că sunt plecați. Dar gospodăria fostului dumneavoastră soț, da, unde ați mers, arăta la fel ca și casa fratelui? Sau era întreagă? Acolo a fost mai groaznic. A, și mai groaznic? Mai groaznic. Și când, ați văzut tot răboiul ăsta, la ce v-ați gândit? Când am intrat întâi în ogradă, am întors capul spre nuc. Și l-am văzut pe fratele meu jos stătie, mort. Eu m-am apropiat. Deodată v-ați dat seama că e mort? Nu. Eu m-am apropiat, am gândit că e servit. Și când m-am apropiat și am pus mâna pe dânsul și am zis, Mișa. Și am văzut că el, el e mort. Și așa am căzut acolo lângă dânsul. Avea niște semne de violență? El era tot plin de sânge. Bătut. Bătut era tare, da? Ne-am luat și ne-a revenit o lucruță în șire și a ridicat ochii în sus. Când m-am uitat, am văzut veranda fără mată tare. Și zic, merg și în casă să văd și-i. Haideți să vedem cine ați povestit despre asta. Atenție! Eu când am intrat de pe poartă deodată, am dat întâi pe fratele, aici stătea. Ea că aici încă a rămas locul de la sânge și de a culcat așa. Era culcat cu fața așa și mâinile așa ea.
Și eu nu m-am nici șanță să mișc. Și l-am apucat așa de mână și l-am dat așa într-o pașă. Am văzut că el e mort. Și când i-am aruncat ochii la veranda, am văzut veranda e faramată. Că m-am dus în casă, îmi găsta și-a luat cadavru jos lângă masă. Ia că aici sângele, cum am văzut, aici și acolo pe pragul. A fost că ploua și s-a spalat. Ia că aici au rămas sângele. Și când am intrat aici în casă, l-am găsit pe soțul, lângă masă. Stătie. Și când am văzut, am dat așa cu mâna, n-am luat seama deodată că sângele chiar era dimineața, era întuneric încă. Și am apucat așa cu mâna și când m-am dat și am văzut că el îi țapă, am ieșit pe ușă și a sunat trebuie 112. Eu vreau să vă întreb acum și pe dumneavoastră, doamna Eleonora, și pe dumneavoastră, Aurelia, ce cunoaște despre acești doi tineri? Iată, ziceați că fratele dumneavoastră era deseori bătut de Vasile, unul da. Dintre cei doi reținuți. De ce? Ca să înțelegem și noi. Ce avea? Eu nu știu de ce eu început Vasile să prindă ură pe fratele meu cu salbată. Prima dată l-a bătut, tot a încheiat salvarea. A doua oară l-a bătut, chiar și până la Iedneț l-a ajuns. Așa de tare a fost bătut cu celuși de faramată. De ce? Eu cum? Așa din senină i s-a pus spata acestui eu băiat pe... Eu nu știu, deși Veronica Popa a trăit cu fratele meu Mișa. Și psenic odată ori obișnuit-o, ori cine știe și... și e deci, și Veronica, mama unei dintre băieți, da. Cândva trăia în concubinaj cu da, fratele dumneavoastră. Da, da, a trăit 8 luni. Și de acolo credeți că copilul a prins ură? Eu mă gândesc așa, păi că a prins ură pe fratele meu cu obișnuit-o. El odată a obișnuit-o pe dânsa. Cum credeți, Aurelia Eleonora, acesta ar putea fi motivul să... de umor la, pentru la umor? La meu frate nu cred să fie motivul. La meu frate el nu a avut conflict cu nimeni în sat întreg, știi? El și atunci ce motive ar avea acești doi băieți să-i după omoare? După câte am înțeles, nici sledul domnul Dumitru, când eu am întrebat, eu am fost la fața locului cercetat, acolo și pe mine, când eu l-am rugat, spuneți-mi, vă rog frumos, care a fost cauza, care și-o putut îi spui care e cauza morții? El și-a spus cândva, aici al lui Popa, au furat niște șer uzat și au furat niște bacuri dintr-o gospodărie și l-au înnăinit cu căruța ca să le ducă la locul destinat să le ducă șerul și ăla. Și fratele au făcut lucrul să-l lua, dar el nu știu că el i-a furat șerul și ăla. El a vrut să-și le joacă pe ei ca să o aibă lui ea. Și la două zile poliția au dat de fierul și ăla asta au fost 2018 și 2019 undeva. Și el a venit și eu zis, dacă în caz că te întreabă poliția, să spui că tot fierul e tău. Și fratele zice, eu zic, deci cum pot eu să spun așa ceva dacă nu e eu, eu la voi, voi m-a sănănit. Și acum domnul sledovatelul, când eu l-am întrebat, el mi-a spus că asta e cauza. Eu fost. Vreau să vă întreb, în primul rând e foarte greu, într-adevăr, și dumneavoastră sunteți o femeie foarte, foarte curajoasă, când v-ați pierdut cu firea în așa situație, văzând aceste corpuri neînsuflețite. Vreau să întreb, atunci când a fost bătut soțul dumneavoastră fost, ați știut cine l-a bătut? Ați fost la maica băiatului și ați discutat, ca să nu, întrebați? Mama a venit singură la noi. E singură, a venit chiar în dimineața și e și singurii când i-a spus nouă, toate cazurile este. Eu n-am știut cine i-a ușit. E singur dimineața la ora 8 ceva la ceva, au venit la, chiar la locul acolo unde au fost câinile. Nu, asta și nu... Nu, eu vă întreb atunci când l-a bătut, adică l-au bătut, ați spus că el a fost deja bătut înainte ca să fie omorât de acești băieți. Atunci când l-a bătut, și dumneavoastră ați știut cine l-a bătut? Ați fost la mama lui și a zis că ia flăcăul tău foarte... Da, noi am fost și am discutat cu... Și ea ce a zis? E nu a zis nimic, a zis că ei s-au slămurească ei în dieie. Noi, de fapt, cred că nu suntem la prima emisiune când vorbim în special despre crimele oribile comise de către minori. De fapt, avem o constatare. Delecvența juvenilă și în special cea rural este un fapt existent în Republica Moldova. Prin urmare, întrebările care vor veni în contextul care sunt cauzele până la urmă, că noi cei ce facem acum analizăm niște efecte, niște consecințe, cauzele. Prin urmare, întrebările pentru mine ca și cetățean plătitor de impozite vor fi în contextul ce fac autoritățile. Există un fenomen, criminalitatea comisă de către minori, delecvența juvenilă, vorbind în termeni juridici, și ce fac autoritățile statului. Eu vreau dumneavoastră să-mi spuneți, acolo care am văzut noi imaginele, casa aceea este al fratelui dumneavoastră, da? Da.
Geamurile la acea verandă sunt sparte. Ele au fost sparte în toamnă sau cu câteva zile înainte? Și atunci au fost sparse, dar nu au fost așa deteriorat cum acum. Așa, să reținem. Adică și în toamnă a fost spartă, da, veranda și ați făcut plângere la procuratură. Da, da. Plângere la procuratură pe două persoane concrete, pe acești tineri, da, sau pe, da, acești tineri. Da. Acum, după spargerea acestei verande, la câte zile s-a produs omor? Undeva, dar e ca acum omorul, aia s-a fost în toamnă undeva și acum e ca omorul a fost. A, și omorul s-a produs odată și cu spargerea, da, geamurilor. Da, nu, atunci aparte a fost, a fost deteriorată ușa sparsă. Așa. Și aia asta, cât el tătă iarnă a trăit la mine. Avem, adică, toamna spartă ușa, în prealabil iarăși spartă veranda și apoi a venit și omorul. Da, da, a doilea oară iar o scat. Ca să fie clar, și cu o întrebare, spuneți, aveți inspector de sector în sat sau undeva mergeți în satul vecin? Avem în sat. Și putem să spunem, până acum au fost alt sectorist, acum avem nou sectorist. Dar cum să vă spun, tare să compart cu lume, tare urât, niște vorbe. Eu eram într-un șoc oribil că la mine noi am fost așa de un. Și când acum mă duce el la Sledova, te-mi spune, dar și răjenia ta ca... Așa vorbit la un sectorist, să aud eu. Și eu am rămas șocat. Cum poate așa un sectorist, eu cu așa durieri, cu așa... N-am cuvinte ca să vă spun cum e s-o abrașit cu mine într-așa caz. Bun, dar la primărie ce a fost în toamnă? Ați încercat cu primarul să vorbiți referitor la comportamentul acestor doi copii? Ei învață, sunt în școală? Sau ce fac ei, da, cei doi copii? Da. Învață? Dar nu se... Cum pot să vă spun... N-am fost de față, dacă și lume vorbește toți. Mama are undeva a băieților, ăștia, vă 7 copii are. E primește pe copiii ăștia un pumn de bani, o întreține pe mama ei, a primește tot o pensie bună. Și într-un mod oricare, acolo se vede că-i tot merge mâine, se plătește tătea este, că ei nu se iei nici și nu au făcut asta, nu au fost. Furturi au fost în sat multe, câte numai lucruri nu s-au făcut băieții ăștia, tare mulți sunt. Amu, când am fost la Sledova, ei și-au spus, deci că da, noi lucrăm asupra la toate cazurile este, tăți să iau în considerație. Dar pe mine asta nu mă încălzește, că s-au trecut cei și nu trebuie să treacă cauza morții lui fratele meu. Eu nu m-am zis ce ai făcut, Danu, ce ai făcut? Cred că suntem martorii unei frici pe care o trăiesc locuitorii acestui sat, inclusiv și mama acestui copil. Cum a putut să uite la mâinile și ele de sânge? O să fie și mai groaznic, pentru că ceea ce se întâmplă acolo deja e foarte trist. Și o calul l-a pălit de două ori și l-a ușit. De la este, eu fost cap crăpat, a fost obrazul tare mutilat, tăiet, tăt faramat, așa, ea fruntea deschicată și la urmă a fost tăiet gâtul. Așa, și s-a întâmplat și gata. A venit doamna Culica Aurelia și a început să striga. Vine, ridică, zdoi morți, zdoi morți. Când am ridicat cap și m-am uitat că e deteriorat toată veranda și e scat tot acolo împrejur, atunci da, m-am intrat în casă și l-am văzut, zice, în băltoaga de sânge. Eu au făcut și jaf, au luat din gospodărie cai amândoi. O furat. Dumneavoastră îi cunoașteți pe acești tineri? Da, îi cunoaștem. El a mai fost amenințat cu moartea. A mai fost casa deteriorată, tătui, a fost stricată veranda, a fost... Tot acești băieți? Tot aici băieți. Care-i cauza? Că tu ai și cont, tu ai cu fratele meu. Ce? Și el a zis că eu până n-am zlitai gâturile, n-am să mă lăs. Păi de ce face poliția din satul vostru? Nu știm, nu putem noi să spunem că asta e legea acolo, în Dondoșeni, la noi aia asta-i. Toamna spartă ușa, în prealabil iarăși spartă veranda și apoi a venit și omor. Da, da. Zic numai că Vasile l-a făcut aia asta. Că Vasile pe dânsul de două ori l-a bătut și a fărămat și celistul la gură. Dar pe mine asta nu mă încălzește, că s-a trecut cei și nu trebuie să treacă cauza morții lui fratele meu. În această seară vorbim despre dublul omor de la Crișcăuți, Dondușeni. În dimineața zilei de 1 iunie, Aurelia Culic a dat de fratele ei și fostul ei soț, ambii zăcând fără suflare și plini de sânge, iar gospodăriile lor erau ca după război. La nicio zi de la crimă, oamenii legii au reținut doi suspecți, tineri de 18 și 17 ani. Bunica unuia dintre bănuiți va intra acum în platoul nostru. Ce dezvăluiri va face, aflați imediat, haideți să întâlnim.
Doamna Zinaida, vă rog să ne spuneți dumneavoastră cum ați aflat despre dublul omor. Eu am fost la deal la Prășit. Și aproape de Soșeu prășăm și vedem că poate era nouă și ceva. Dimineața. Dimineața, da. Poliția merge mașinile. Zic, și este asta ca și poliția iardă-mi. Și s-a făcut ca și poliția merge. Când a venit din sat, a spus că ea ca și s-a făcut. Zic, Doamne ferește chiar, Doamne ferește toată lumea. Dar niciun gând că ar fi implicat nepotul dumneavoastră. Da, da. Dar spuneți-mi, vă rog, ați fost de față când polițiștii l-au reținut pe nepotul dumneavoastră? Nu, nu, nu. Eram la deal, nu. De asta unde, când el a prins mai departe, asta nu. Eu, dar nu știu. V-ați văzut cu nepotul dumneavoastră după reținere? Apoi, ia ca la noi a fost joi hramul, știi, mata? Dar miercuri până la hram, a plouat dus pe dânsul ca să iei. Și și-a făcut-o, a ratat acolo, știi, mata. L-au dus la fața locului unde s-a produs crima. Eu, da, și eu până m-am dus, până ce-a fost, că eu nu chiar răb de măr, până m-a ajuns, s-a terminat. Și dar m-am dus eu la mașină și eu numai am zis, ce ai făcut, Danu, ce ai făcut? Și el ce v-a răspuns? Da, și nu m-a întors capul, s-a uitat și nu mi-a spus nică, s-a dus la mașină și nu l-am văzut și gata. Nu v-a spus nimic, nu ați putut să vorbiți cu el. Nică n-am văzut nică. Dar spuneți-mi, vă rog, doamna Zinaida, nepotul dumneavoastră, el a mai avut antecedente? Nu, nu, el nu putea să facă lucruri de astea, de atâta cu oamenii ăștia n-am avut nică cu dânsul, nică. Vasile și-a făcut și s-a dus și la cei, nu știu eu, nică. Iaca, de asta, deci dumneavoastră credeți că nepotul dumneavoastră nu este vinovat? Eu nu știu de asta, vă spun drept, dar el nu curăță cu oamenii ăștia, n-am avut nică și nu putea să facă el așa ceva. Dacă eu... Cu nimeni și el cum poți să facă dacă nu ești omul, nu-i vinovat? Acum poți să iei zeli la om dacă nu a fost vinovat, nu? Dar cu Vasile era prieten cu celălalt băiat? El, da, când... Da, are o babă la Bălavie, acolo el sta. Și-a venit la măsa ospiției și cu dânsul acolo a stat și așa l-a chemat și s-a dus ea ca și... Asta, și s-a întâmplat și gata. Că nu a fost nimeni vinovat de asta. Vă spun drept că noi n-am știut, că știut, apoi alerga și... Da, așa e că n-ai să se întâmple. Celălalt tânăr suspectat de dublul omor de la Crișcăuț are 18 ani. El trăiește în același sat cu victimele. Băiatul s-a dovedit a fi eroul unei ediții Vorbește Moldova din anul 2017. Atenție la ecran. Vasile Popa are 18 ani. Băiatul vine dintr-o familie cu 7 copii, iar el este cel mai mare dintre frați. Era moment când era și bun. Veronica se plânge că din adolescență Vasile a început să consume alcool. Dacă avea un ban, stușești la ba, vin, ba, bere, ba... Femeia povestește și despre celelalte păcate ale fiului său. Vasile obișnuia să fure din gospodăriile consătenilor. Fura de la unul, de la altul, ba, găini, ba... Acum 4 ani, Vasile Popa a fost protagonistul unei ediții Vorbește Moldova. Pe atunci, băiatul avea 14 ani. El a spart geamul în casa unui consătean care a decis să-l pedepsească crunt pentru asta. Bărbatul a pus pe băiat să-și sape groapa și l-ar fi amenințat că îl va omorâ. L-a pus să sape groapa pentru că să spui dreptul dacă a stricat el geamul. Poate și-a fost pălit, poate cu o palmă sau... Nu știu, n-am fost acolo să văd. Mama lui Vasile mărturisește că în ultimul timp a început să se teamă de propriul ei fecior. Băiatul deseori ar fi amenințat-o cu moartea. Pe de teorie luam și ascundeam toate cuțetele din casă. Că eu mă temeam. Da, am fost surprinsă și eu să aflu că acest băiat a fost la noi aici în studio și doar că atunci era pe post de victimă. Cel care l-ar fi amenințat, ca să ne reamintim, cu moartea și l-a pus să sape groapa, un lucru de coșmar. Băiatul ăsta a trecut printr-o experiență de coșmar. Și-a cerut public scuze față de Vasile aici la noi în platou. Și uite cum se întâmplă. Astăzi acest băiat deja a atins majoratul și este deja pe post de acuzat. De fapt, eu cred că suntem martorii unei frici pe care o trăiesc locuitorii acestui sat, inclusiv și mama acestui copil. Este lucru cel mai grav care cred se întâmplă astăzi, fiindcă acest cetățeni nu se înțesc în spate ca un stat.
nu au niște autorități care să le apere. Nu știu dacă este adevărat ce a spus doamna, cum îi răspunde inspectorul de sector. Nu știm ce a făcut primarul pentru această familie numeroasă, adică nu avem un serviciu social adecvat, să-i spunem, atunci când o mamă spune că de ceva ani are probleme cu fiul, statul nu este alături. Și, de fapt, lucrurile mergeau acolo unde trebuie să meargă, într-o dramă. Copilul ăsta este, până la urmă, minor. Și vinovat, pe lângă faptul ce a comis, este și acest stat, care nu a venit în jurul unei mame cu atâția copii, se face vinovat acest stat că, din cauza că acest copil a fost lăsat al nimănui, a luat viața încă la două persoane și, până la urmă, trăim cu toți o frică, cred eu, atâta timp cât statul ăsta nu reacționează. Aș vrea, pe parcurs, să aflu cu ce a intervenit primăria, cu ce au intervenit inspectorul de sector, poliția, că din cei ce mi se spune numai, de felul că este chemată, îi sunt schimbate foile, că nu ai semnat acolo, uite, n-ai fost atentă de ce ai semnat, alta îi răspunde într-o formă brutală și acești oameni trăiesc singuri cu frica acolo în sat. Și copiii sunt a nimănui. Și, de fapt, nu este un caz particular, fiindcă Crișcăuții este numai o unitate administrativ-teritorială. Moldova întreagă nu are grijă de copiii lui. Iar acum vă invit să vedeți ce declarație a mai făcut mama lui Vasile. Femeia a recunoscut că și-a văzut feciorul imediat după producerea omorului. Acesta a venit acasă, împreună cu amicul lui. Tot ea a ajuns prima la locul crimei, însă nu a mers la poliție. Să o auzim. În timpul șală a venit pe Vasile de după casă și a intrat să intre în casă. Eu în timpul șală m-a prins lumină. Și ne-a zis să le dea o cană cu apă, să spele Danul. S-a așezat pe prag. Eu l-am întrebat pe Vasile, mai ce-ați făcut? Nică. Ce-ați făcut? Nică. Când am observat la un moment dat, Vasile era în sportivi suri, negri. Dar aici era tot de la cal. Și când o dat de cal. Nu m-au deschis ușa și a dat de cal. Și a venit în casă și îmi spune ea, mamică, Vasile, ca și nebunie a făcut, că a furat un cal. Eu mâna pe telefon și m-a prins telefonul să văd. Și am cunoscut calul, calul Culic Mihail. Îi zic lui, că ei ieșdeau aici în coridor, în trasă și le zic, măi, duceți-vă și duceți calul înapoi. Unul dintre ei și îmi spune, că este calul nu e al lui Culic Mihail, dar e al lui Danu, că Danu l-a cumpărat cu 2700. Pe urmă, când a intrat Vasile în casă, îmi spune că 4700. Zic, măi, de unde l-a luat? De la Mișa Culic? Zic că asta e imposibil să-l cumpărat. De unde are Danu atâția bani? O șerut ei apă, s-a spălat Danu, s-a spălat mâinile de glod și de sânge, că era la mână de sânge. Eu nu l-am întrebat, numai că te-am întrebat și ați făcut. Eu zic că nică n-am făcut. Ne-am dat seama că eu am făcut prostia asta. Ne-am dat seama. Că eu am auzit când Vasile grăie cu Danu în seara și ea, că ei trebuie să ducă la Sudarca. Că el e și de bat era. Pentru faptele lui care le-au făcut, trebuie să aibă o pedeapsă oricare. O pedeapsă. Eu nu pot să ies în sat. Mi-a făcut un mare pozor. Un mare pozor. Toată lumea m-a critică că eu sunt de genul. Că eu i-am zis lui, zic, dacă nu duci calul înapoi, eu îmi sun la poliție. Și el zice că dacă ai să suni la... Nu a zis că la poliție, dar la mentură. Dacă suni la mentură, ai să ai probleme cu mine. Că eu mă temem. Zic, el dacă îi bate, nu știu ce se întâmplă. Și ea să-i treacă lui prin cap. La fărșinci trei, ea s-a dus la... O ieșit pe poartă, că eu i-am alugat. O luat calul, s-a suit Vasile Calari pe cal și s-a dus în partea și ea. Unde s-a dus, nu știu. O fetiță de clasa a 7, de 13 ani, ne ducem la coadă. Și îi spun, zic, iau-te, Vitalic, Dana, asta, Vica, iau-te, Dana, tău ce-a făcut cu Vasile, a furat un cal. De la dânșă, am luat-o pe și era din deal, la Culic Mihail. Când am ajuns la fața locului, l-am văzut pe baciul Mihail zăcând o ogradă în sânge, plin de sânge era. Când am intrat în casă, l-am văzut și pe Culic Mihail zăcând lângă ușă. Și zic lui Mihail, zic, Mihail, hădeam încolo la Nana Leonora. Unei familii că la și mama nu a avut... Ok, hai zic că nu a avut grijă de copii pentru că nu a fost ajutat de stat. Acum a ieșit într-o scârbă a mai multor familii și cel mai trist este că dacă el într-adevăr este vinovat, el o să iasă, o să stea în pușcărie și pe urmă el o să iasă și o să fie și mai groaznic pentru că ceea ce se întâmplă acolo deja e foarte trist. Deci declarațiile mamei ne confirmă încă o dată că acești tineri sunt
bănuiți de, și îmbinuiți de comiterea acestor omoruri, este evident că nu pot să, nu, să înțeleg de ce nu a apelat poliția și nu a apelat chiar în seara aceea. Poate încă mai era o șansă de salvare. A zis că era frică. Da, acest motiv pot să-l înțeleg, dar asta nu argumentează faptul că nu a putut întreprinde anumite acțiuni. Posibil putea să fie... Eu de 6 copii și dacă i-am întreprinde careva măsuri, copiii rămân fără mamă, mă gândesc eu. De ce și ea s-a timut să meargă la poliție? Asta este problema societății. Eu totuși sunt pentru părerea că trebuia să întreprindă în acel moment tot ce este posibil pentru a înlătura mai aceste primejdii. Domnilor, voi ce credeți despre ce a povestit mama lui Vasile? Mă gândesc, cum a putut ea, chiar a spus, a zis că au fost la orele 2 de noapte. Cum a putut să uite la mâinile și ele de sânge? Până dimineață, cum a putut să șadă, să gândească? Eu asta nu pot înțelege. Și cum o știu, dacă eu știu că e prima, o venită la loc, la fața locului acolo. E deși nu a apelat în data aceea, dar hai că o a avut frică la fișor. Dar totuși au trecut 2, 3, 4. Băietul și ăla nu era acasă. Dacă nu a putut să vii la noi, putem măcar la 112 ca să apeleze, să spui, e ca un cal străin. Și ava, am văzut suspect la fișorul meu. Poate, într-adevăr, avea viață. Poate unul era cu tătul, dar unul poate avea că i-a scurs sângele la amândoi. Eu a fost tare mutilat, tare ușit, distrus cu tătul a fost. Ușul s-a fost acolo. Ce-a fost? A fost gătul tăiat cu cuțetul. Cui? Lui fratele meu. A fost lui dumneavoastră. Dar fratele dumneavoastră... Eu l-am găsit numai să o pom, aici cu șocanul l-a pălit de 2 ori și l-a ușit. Dar la este, eu a fost cap crăpat, a fost obrazul tare mutilat, tăiet, tăt faramat, așa ia fruntea deschicată și la urmă a fost tăiet gâtul. Cum chiar așa ceva se poate? Asta e crimă, ceva strașnic. Și e cum a putut să șadă până dimineață să nu se gândească, să n-aibă eu ori mușcare, oricare, ca să gândească ce-a făcut el cu mâinile și e, dar o știut, trebuie și e trasă la răspundere, că e doar o știut cal, o știut că e mort, oriceva, e tot o știut, e trebuie trasă și e să... Dar spuneți-mi, vă rog, voi ați știut că această mamă întâmpină greutăți sau dificultăți în educarea acestui băiețel? Pentru că acum 4 ani noi discutam aici despre Vasile. Deja atunci se știa că băiatul merge prin case, fură sau distruge sau face tot felul de probleme. Și atunci, domnule Dron, întrebați unde sunt autoritățile exact. Acum. Vreau să vă spun că și cu 4 ani, în 2017, discutam exact aceeași, ne puneam exact aceleași întrebări, pentru că vecinul care l-a închis în beci pe Vasile, l-a pus să-și sape groapa, pentru că a zis că, uite, eu te omor și te îngrop în groapa pe care ți-ai săpat-o tu. El făcea legea. Oamenii din satul Cutare fac legea pentru ei. Și probabil încă de atunci se trage. Și tot rămânem cu întrebări retorice. Ce fac autoritățile din satul vostru? Dar revin. Mama, știați că această femeie, uite, cum să zic, întâmpină dificultăți, nu știe ce să mai facă cu băiatul ăsta, cum să-l educe? E clar că să știe, că e, dacă a fost o mamă oricare mai bună, e să lua măsuri oricare, e nu consuma alcool, e era o mamă grijulie față de copii și poate nu s-a dus și e la tragedie care s-a făcut acum. Dar cineva a ajutat-o? Nu știu, poate știți, avea... primarul, școala, cineva ajutor a întrebat. Ea avea, totdeauna era eu la eu nu vorbesc de bani. Eu avem vorbesc de o susținere. Moralul, sun eu, a fost și primărie și ajutorul social, a fost la dânsa. Când s-a întâmplat ceva, el s-a anunțat și a fost. Noi de este cazul știm că eu a fost la dânsa. Din toate ce se vorbește, partea bună a acestei emisiuni, și nu spun aceste vorbe gratuit, este că pe undeva încercați să bateți alarmă. Și ați bătut alarma 4 ani în urmă. Partea proastă a lucrurilor, că autoritățile au rămas surzi la ceea ce ați vorbit dumneavoastră în emisiune. Și drept consecință avem ceea ce avem astăzi. De la oamenii legii am aflat că cei doi tineri de 17 și 18 ani sunt cercetați pentru omor intenționat și riscă până la 20 de ani de închisoare. Iată ce am mai aflat, atenție. Ce stă trebuie viațile de ei, nu 20 de ani?
În urma reacționării prompte și a măsurilor operative întreprinse de polițiști, au fost stabilite persoanele suspectate în comiterea dublului omor. Aceștia s-au dovedit a fi doi tineri de 17 și 18 ani din aceeași localitate cu victimele. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală conform articolului 145 aliniat 2 din Codul Penal, omor intenționat, iar bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore. Actualmente se efectuează acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și motivul care i-a determinat la comiterea omorului. Este tot ce am obținut, domnule Dron, de la poliție. Dacă cumva întrebați care a fost reacția poliției, am primit acest comunicat. Reacția poliției, până la urmă, poliția de fiecare dată lucrează cu efectele. Asta este meseria. Alte autorități au datoria să preîntâmpine astfel de cazuri. Aici vorbim, în cazul acestui minor, vorbim de autoritățile asistenței sociale, vorbim de acele direcții de protecție a minorilor, vorbim de acele secții care se află și pe lângă poliție, cei ce țin de sarcina de a avea la evidență copiii cu probleme, pentru a aduce un lucru educativ, pentru a preîntâmpina aceste lucruri. Până la urmă, ce este elocvent din ceea ce am stabilit până acum? Vrem noi sau nu vrem, poate fi dur sau mai puțin dur spus, pe lângă răspunderea penală care o vor purta acești copii dacă vor fi recunoscuți vinovați, răspunderea morală pentru plecare în neființă, pentru un mod atât de barbar a celor două persoane, o poartă autoritățile și a satului și a raionului. Ei erau obligați să vegheze asupra comportamentului acestor doi minori. Este obligațiunea statului, pe lângă obligațiunea pe care au o părință. Lucru care se pare că absolut a fost ignorat până în acea zi tragică care s-a produs. Este inexplicabil. În toamnă, aceleași persoane sparg geamurile. Este cunoscut în sat că aceste persoane au un comportament violent. Lumea toată bănuiește și de regulă oamenii în sat știe cine a furat. Numai autoritățile nu știu cine a furat. Ei cunoșteau oamenii din sat că acești minori sunt implicați. Iar autoritățile total absente din viața cotidiană a omului. Omul astăzi a rămas în aceste sate crișcăuți, care sunt sute, de unul singur, noaptea, care este obligat să tragă obloanele pentru a se apăra numai în așa fel de către criminalii, cărora se pare că noaptea le aparține prin satele moldovenești astăzi. Dar mi-aș fi dorit ca ceea ce am auzit astăzi aici să fi fost doar un film pe care îl vizionez la televizor, dar cu durere aceste clopote pe care le trage emisiunea dumneavoastră, din păcate nu sunt auzite și asta doare. Din păcate suferă nu doar satul Crișcăuți sau două sau trei sate, dar din păcate suferă practic marea majoritate a satelor din Republica Moldova și cred că este cazul să ne trezim la viață ca să nu pierdem din asemenea ipostaze și din asemenea dureri mult mai multe vieți, pentru că și așa rămânem fără de oameni și așa avem satele pustii și așa ne dispar satele, dar plus la toate ducem lipsa la multe capitole. De aici sper să tragem mult mai multe de învățat și să ne trezim cu emisiuni frumoase și cu bună dispoziție. Eu aș dori totuși să mă întorc la mama unuia din băieți care i-a fost frică să alerteze poliția în noaptea în care s-a întâmplat crima. Deci eu rog ca societatea să intervină, fiindcă obligația fiecărui cetățean este de a interveni și de a alarma. Ori, dacă dumneiei în acel moment, cu toată frica, alerta poliția, urgență, poate nu se ajungea la decesul persoanelor. Obligația fiecărui cetățean este de a interveni. Da, eu înțeleg argumentele în acest platou că are 6 copii și s-a pus pe balanță. Balanța prioritară este obligația cetățeanului de a interveni în astfel de situații. Eu mă întreb cât trebuie ce trebuie să se mai întâmple ca oamenii noștri să se trezească la viață. Într-adevăr, ca statul să aibă grijă de cetățenii săi, începând cu copiii noștri, ca să aibă ei la școală, secții sportive, să nu umble brambura pe străzi și să se ocupe prostii și vizionarea firmelor de groază. Ca să fie la școală, asistența socială, într-adevăr, dacă fiecare din noi ar avea o responsabilitate
nu ar ajunge la asemenea cazuri triste care discutăm noi astăzi. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți cu cei dragi mereu alături.